Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un Road to Glory absolut de senzație cu cei de la Leicester. Imaginați-vă asta, este anul 2015, sezonul 2015-2016. Cei de la Leicester șochează întreaga lume a fotbalului, câștigând Premier League-ul. Doamne, de o echipă apărută de nicăieri, cu un antrenor de senzație, un lot foarte fresh, făcut din jucători, putem spune chiar no-name, mai toți, și-au reușit să câștige cel mai puternic campionat din lume, Premier League. Wow, o poveste care nu o voi uita niciodată, o echipă pe care nu o voi uita niciodată, o poveste care pur și simplu ne-a uimit pe toți, nu doar clubul, ci însă jucătorii, până de la jucători ca Jamie Vardy, care încă este aici, până la jucători care au ajuns mult, mult mai departe în Premier League și la echipe de top. Este o echipă care a vrut să câștige, a reușit să câștige, dar totodată a fost și o mică fază de a face bani, de a crea jucători. Este o echipă cu adevărat mișto și îmi pare atât de rău să vă zic că, ia uite, cei de la Leicester în momentul de față se află în Liga a doua, în Championship. Deci, Liga a doua din Anglia, Championship, într-adevăr. În realitate am văzut că se descurcă chiar foarte bine, cel puțin la filmarea acestui video, și sunt în top 5 în campionat, deci, wow, Doamne ajută să promoveze cât mai repede înapoi unde le este locul. Dar, într-adevăr, multe, multe probleme au apărut pe de-a lungul anilor la Leicester, care, hai să nu le spunem, că nu e frumos să ne reamintim de ce e rău, să ne reamintim de ce e bun. Aia este important. Și desigur, o decizie care mi s-a părut logică și clar din prima am făcut-o este să-l readuc pe inegalabilul Ranieri la echipă. Omul ăsta a făcut istorie și va reface această istorie, să repromoveze cu această echipă și să sperăm noi să câștige din nou campionatul și sper că de data aceasta nu doar campionatul, ci și Champions League-ul. Va fi un drum greu, va fi un drum lung, pentru că desigur vom folosi din nou tactica de transferuri realiste, care am început să o folosesc și în career modul trecut cu AC Milan, în care nu vom băga așa de seamă finanțele care ne sunt oferite aici de joc, pentru că în realitate este o echipă care de-abia ce a retrogradat, într-adevăr n-ai mai vândut niște jucători, una alta. Mie mi se pare că un buget realistic pentru cei de la Leicester în realitate să fie, nu știu, pe undeva la vreo 15-20 de milioane. Hai să zicem 20 de milioane este bugetul nostru real, odată ce plătești desigur salarii și minuni și toate cele. După vânzarea fiecărui jucător, noi vom adăuga finanțelor noastre această treabă, deci vindem X jucător, punem acolo ca și buget de finanțe. O să am eu tot timpul aici în stânga mea un calculator, un ceva, o foaie unde îmi voi nota și cu acei bani vom transfera noi, nu cu ce ne arată aici. Și desigur, totodată, dacă vor veni echipe de top pentru jucătorii noștri, va trebui să intrăm în negocieri și să îi vindem. Sau respectiv, dacă sunt anumiți jucători care, bă, ia uite că sunt anumite șanse, chiar și în realitate, cum a fost și cu Teo, cazul nostru la AC Milan, unde a fost interes pentru Teo Hernandez de la diferite echipe, dar el a vrut să rămână la AC Milan și AC Milan, da, sigur, au intrat în niște negocieri, au extins contractul și respectiv salariul cu puțin tel și, hei, toată lumea este fericită. Sunt și cazuri de genul acesta. Dar îți dai seama, dacă vine un Manchester City, un Manchester United, eu știu, și îl vrea până Didi, e cam clar. Am pus o grămadă de jucători interesanți pe scout, pentru că, desigur, doresc să fac tot felul de transferuri de-astea mai interesante, nu neapărat jucători să mă duc la sigur, nu vreau să mă duc la sigur, vreau să și risc, vreau să mă și joc puțin tel aici, cu de ăștia mai tineri, cu de aia mai bătrâni, să testăm și să facem bani unul la mână cu Leicester, de să și cumpărăm, să și vindem, de trebuie să ne gândim și perspectiva asta de flip, hai să-i spunem așa pe engleză, to flip a player, îl iei și revinzi și chestii de genul acesta. Într-adevăr vom cumpăra și junior, jucători tineri care sperăm să evolueze, nu știm niciodată dacă stau să vor evolua sau nu. Și da, într-adevăr, câțiva jucători i-am și adus înapoi din loan, chiar să vă arăt lotul. Hai să vedem așa, Squad Hub.
Avem o grămadă de portari, dar mare parte din ei sunt Alan Dala. Îmi place totuși că avem doi portari de naționalitate Danemarca, care desigur mi-aduce aminte de fostul portar al celor de la Leicester, care încă nu vine să cred că s-a transferat, am crezut că se va retrage la cei de la Leicester. Este desigur Schmeichel și îmi place că uite, continuă cu jucătorii ăștia din Danemarca. Poate vom continua și noi să mai aducem așa jucători din Danemarca. Ia uite, vedem că l-avem și pe Christensen, un jucător care a fost împrumutat, Vestergaard, alt jucător din Danemarca. Doamne, chiar sunt aici jucători din Danemarca și da, sunt și jucători buni, sunt și jucători cam răi, cam slabi. Sunt că câțiva care am lăsat loan și da, sunt chiar curios cum vom reuși în acest scărimă și dacă vom reuși să promovăm din primul sezon. Ar fi un lucru frumos, ar fi un lucru care mi imaginez că cei de la Leicester mai mult ca sigur îl vor face. Deci am încredere maximă că cei de la Leicester în realitate vor promova înapoi așa într-un sezon maxim. Nu știu dacă vor reuși așa direct promovarea automată sau se vor duce la cea jocuri de baraj. Asta vom vedea împreună, desigur. Dar ce vom vedea cu adevărat împreună este acest scrimod și să vedem cât de bine ne descurcăm. Și așa apreciam foarte mult dacă și voi ați ajutat acest scrimod, acest channel, apăsând acel buton de like. Atât. E gratis, e simplu, ține doar câteva secunde și țaca-paca, am făcut treabă bună. Ok, prima noastră vânzare este al Brighton la Southampton pentru aproape 1 milion. Oare cât să trecem aici? Știți ce? Hai că o să fiu mai zgârcit cu mine și să-mi imaginez că cei de Leicester o zice, bă, nu-ți dăm toată suma din acest jucător, ne mai avem și noi nevoie aici de niște plăți, de niște chestii, îți dăm 500.000 de euro din acest transfer, deci vom avea un buget total de 20.5 milioane de euro în momentul de față. Desigur, sperăm să mai și vindem anumiți jucători. Și desigur, mai mult stau după scoutări, aștept aici, uite așa, să vedem tot felul de jucători care doresc să-i aduc la echipă, de la jucători, desigur, clar, care vor evolua, la alți jucători, hai să zicem așa, mai pe într-un stil, hei, YOLO! Vine o ofertă aici pentru Cannon de la Monza, dar aș vrea să-l păstrez, pe Monza ăsta nu e chiar așa ispititor, să zic, ca și Stuttgart pe de altă parte, dar sau poate că ar fi trebuit să negociem cu cei de la Stuttgart, că totuși poate am greșit acolo cu Stuttgart, poate m-am grăbit, că totuși este o echipă care joacă în prima ligă nemțească, deci opa, ia uite că Bury la PSV, da, ia ăsta, da, hai că PSV totuși mai joacă în cupe europene, Conference Europa, una alta, da, deci e o echipă mult peste noi, dar să vedem oare cât putem obține, aș vrea, oh, perfect, cât mai mult, și-au acceptat 4 milioane de euro, altfel. Ok, încă o vânzare, Alex Smithies se duce și el de la Leicester, ură mult noroc, 400.000 de euro, nu-i rău. Voi mai aștepta să mai vând cea spețe de asta, că știu că mai am câțiva de ăștia pe felie acolo, gata să plece. Să avem și noi 1 milion acolo rotund din aceste vânzări. De ce l-aș împrumuta acolo, adică ăla, Dic Cerbu. Păstea ce dracu, cred că am pus loan, uite câte loan to buy. Hei, dacă era Brighton cu ofertă clară de cumpărare, da, l-aș fi vândut, dar a fost de ăsta cu loan și am zis, n-are rost, n-are rost. Wow, ce freză are ăsta, bro! Bro, ăsta are cască de protecție cât timp joacă fotbal. Wow, dar ce freză tare, zici că sunt anii 70-80, atunci așa pe hippie. Hai ce tare! Ok, și ala, în sfârșit niște bani adevărați, bă, domnule. Avem un total de 24,5, așa. Forță. Primul meu transfer aici la cei de la Leicester. Tu dura ceva timp. Dar, desigur, ce e o revenire a lui Ranieri fără un jucător iconic, dacă îmi permite să fiu așa cu puține engleză la colțul gurii.
băi, un jucător care trebuia să se retragă la această echipă. Este nimeni altul decât Kasper Schmeichel, a ajuns la Anderlecht. Știu că s-a dus prima oară prin Franța, Rennes, nu chiar nu urmăresc deloc campionatul francez. Și ia uite că acum a ajuns în Belgia și a ajuns în Belgia direct din start, de când i-am dat Artur Shortlist, era acolo, deci pe la început, deci nu putem zice că acum ce s-a transferat în timpul career modului. Dar da, o fi el bătrân, dar zic din nou, e o legendă a clubului, pot să zic asta fără nicio urmă, știi, așa de, bă, poate că greșesc, poate că nu, poate că așa. Trebuie clar să se retrag la acest club și totuși în care 81 overall la 36 de ani, în care are calitate și abilități care desigur ar putea ajuta clar clubul să meargă mai departe, să promovăm înapoi în Premier League și ce frumos ar fi să-și câștigăm totul înainte ca el să se retragă, dar nu cred că să se poată, dar ei, cum ar fi? Din păcate nu putem spune la fel despre Jamie Vardy, care se va retrage la finalul sezonului, am vrut să renuiesc contractul și lui, dar n-a fost să fie. Și da, pentru 1 milion zic eu că am făcut un transfer forță. În momentul de față, stai să tăiem aici așa 1 milion, avem 23,5, deci 23 de milioane transfer budget remaining pentru acest sezon. Un buget frumos, un buget puternic și sănătos, dar să vedem acum desigur dacă vei reuși să și împrumut câțiva dintre jucători, mai degrabă îl păstrez peste 26 de ani și atunci pe asta să-l dau loan. Ala e, perfect, am numai să și vin ofertele și e bine, bines. Și totodată, ia uite aici, o să fie primul nostru match în campionat, în championship. Hai să vedem cum ne descurcăm așa într-un quick sim cu cei de la Bristol. 1-1, Mavidi, dar nu mă audi, a dat un gol și respectiv Williams. 1-1 cu Bristol. Da, hai să zicem, tot timpul începuturile sezoanelor e așa mai greu până se obișnuiește echipa, până să fac match sharp, toate cele, nebunii, doamne, așa ceva. Da, asta este, foarte bine, îmi place totul până în momentul de față, aș fi vrut să vând mai mult jucător, să fiu sincer, dar, ei, cât să fă, n-ai cât să fă. Dacă ne uităm peste echipă, aș dori să îmi cumpăr un alt jucător pe KAM, unde nu prea avem jucători decât pe Praet, care, da, clar nu este bun de KAM. Deci aici o să trească să căutăm un jucător bun, chiar dacă vom sparge puțin pușculița satului, trebuie să aruncăm așa cu niște bănuți pe el, cât să fă, n-ai cât să fă. Ia uite-l, putem spune 1,5 milioane și mai ia din clubul niște acolo din bănuți. Și cum ziceam, 23,5 am aici notat jos, plus 1,5, un total de 25 de milioane avem per moment. Super. Bun, deci ia uite că l-am văzut și pe Danny Ward pentru, hai să zicem, 2 milioane, rotunjim așa 2 milioane, adăugăm aici și vom avea un total de 27 de milioane cu vânzarea acestui jucător, dar aici am vrut să ajung, am plătit 18 milioane, într-adevăr foarte mulți bani, aproape că am distrus tot bugetul ce l-am construit pentru Mikkel Damsgaard, un jucător foarte interesant, desigur din naționalitate din Danemarca, am zis hai să tot mergem pe sistemul acesta, 18 milioane am dat pe el, o sumă zic din nou foarte mare și 27 de milioane am mers 18, ne aduce la un total de 9 milioane de euro rămase în bugetul nostru, în visteria satului, cum place mie să zic. Și da, ăștia sunt bănuți, wow, câți atacanți am aici, bro. Ei, l-aș putea împrumuta mai degrabă pe Cannon, că l-avem pe Ibenacho și pe Vardy, chiar nu e Ibenacho, nimeni bun ca și Daka. Sau ca și Mavidi, e mai bun ca și Tăzi, numai că ăștia doi sunt foarte rapizi față de omul. Să zicem la vârstă, 26-25, da, Daka și Mavidi parcă sunt mai tineri, da, îi lăsăm acolo. Ok, o să trească oricum să mai facă mai acolo puțin curățenie și aici pe banca de rezerve, într-adevăr, acum ar cam trebui să mă axez pe banca de rezerve, că doamne, fără să pățim ce accidentări sau minuni,
cu ăștia 9 milioane rămase, trebuie să mai solidificăm așa puțin terele echipa, să mai pui așa un cui aici, colo, știi, să stea măcar scletul ăsta făcut din scânduri până să promovăm, sper, Doamne. Dar da, Damsgaard, bine ai venit aici la echipă, 23 de ani, Danemarca, nebunie. Nebunie, foarte tare, Damsgaard și Schmeichel, primele două transferuri făcute până acum la Leicester. Încă un transfer aici la Leicester, numărul 3, să sperăm că îi va purta noroc acest număr 3, că este al treilea transfer. Este nimeni altul decât Lewis Cook de la Bournemouth. A făcut un schimb pe schimb, l-am dat pe Dennis Praet pentru Lewis Cook, ne-am înțeles la fix, fără diferențe de bani, direct așa, păr pe păr, cum e exprimarea așa la noi pe aici. Niciodată n-am înțeles, să fiu sincer. Dar, pe de altă parte, da, un schimb foarte, foarte ok aici de jucători, având în vedere că poate că Praet era mai interesant pe anumite părți, dar Lewis Cook, hey, 26 de ani, are și el acolo câteva stats-uri. Da, e un mijlocaș decent, să zic așa, pentru echipa noastră și l-aș vedea la Leicester, deci totodată și un transfer mi se pare mie realistic. Și cam atât, să fiu sincer, nici nu vreau să fac nebunie aici, este primul sezon la Leicester, un buget restrâns, dorim desigur să facem bănuți și ia uite, mai avem 9 milioane așa în imaginația noastră disponibil pentru transferuri, care n-am să-i folosesc, cel puțin în momentul de față, am unul zic, dacă vin oferte pentru jucătorii ăștia cheie, să zic, ăștia importanți, într-adevăr, vom fi puși într-o ipostază în care va trebui să acceptăm ofertele respective și atunci să ne punem să căutăm și să vedem ce și cum facem să umplem golul rămas după plecarea respectivului jucător. Dar, ca în rog, că cel puțin pe moment n-am primit asemenea oferte și, oh, 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 victorie frumoasă, 4-0 versus Millwall, Damsgaard, Daka, i-a intrat și Cook acolo pe tine, mă vid, uite, dublă Daka, bravo, bă, băieți, bravissimo. Posibil un loan riscant ăsta, portarul ăsta tânăr, sper să evolueze, desigur, l-am împrumutat la Celtic, îi urăm mult noroc și să sperăm că am făcut o decizie bună, totuși Celtic, știi, parcă stai un puțin pe gânduri, nici eu nu știu dacă am făcut bine, dar asta este, opa... Opa, vine aici o ofertă interesantă de la Freiburg. Pentru Pereira. Va trebui să intrăm la negocieri, că totuși Freiburg, noi suntem Liga 2, Freiburg. Ai putea sta să zici că, bă, e discutabil ce se întâmplă aici, dar într-adevăr cred că da, intrăm în negocieri și voi fi puțin cam strict cu Freiburg, deci nu știu dacă vom reuși să îl transferăm pe Pereira, vă încerca un 20 de milioane. Wow, au acceptat. Ok, ok, da, 20 de milioane, sunt și eu fericit să-l dau pe Pereira. 20 de milioane, bro. Hai să vedem, numai să nu mă trezesc că pleacă Hăpt în ultima parte, știi, că nu mai pot eu să mă mișc pe aici pe perioada de transfer. Nu, ia uite, acum pleacă. Bun, deci Pereira ne părăsește 20 de milioane. Vom adăuga aici 20 de milioane la cele 9 milioane rămase. Deci avem un total de 29 de milioane. Wow, Ricardo Pereira la Freiburg. Merge în Bundesliga, omul nostru, îi urăm mult noroc. Jocul zicea că puteam să cer pe el chiar 9 milioane mai mult. Ce? Vorbesc serios? Ăsta e un jucător cotat de voi la 29-30 de milioane? Mulți bani, bro. Prea mulți bani, dacă mă trebuie pe bine. Hoi, leu. Nu cred că luam atât pe Pereira și... Da. Ok. Pe momentul mi l-au pus automat pe Justin, care, bă, 25 de ani, 7-6 overall, să știi că ar fi rău chiar să rămânem cu el acolo ca și titular pe această poziție. Chiar stau și eu pe gânduri că n-ar fi rău să rămână chiar el titularul. Dar totodată hai să vedem. Hai să vedem ce opțiune aș avea așa pe LBRB. Că totuși LB-ul nostru e șmecher, cred că evoluează, dar cam mic overall-ul per moment.
Ololo, când l-am văzut, am și stat și am zis, bă, ce idee, bă, ce jucător, incredibil, dar da, e perfect, e ideal pentru această echipă, nimeni altul decât James Tavernier pentru 10 milioane, direct scriu aici minus 10 milioane, care ne aduce la un total de 19 milioane transfer budget, dar nu contează asta, contează asta, acest transfer, frate, pleacă perirea, ok, și l-aduc pe acest jucător pentru 10 milioane, mie mi se pare un chilipir pentru o asemenea calitate, asemenea jucător, frate, wow! Clar, ia uite, direct din start, țac, pac, l-am pus, primul 11, uite ce stats-uri, frate, l-aș putea juca direct pe CDM mai degrabă. Ho-ho, ce stats-uri are, bro! Da, și chiar l-aș vedea să fie așa o fază de asta, bă, să zic că, bă, m-am săturat, bă, de scoțe de toate cele, vreau așa ceva, șans, nebunie de asta, știi, așa, pe final de carieră, hai să ajung pe Leicester, uite, cu Ranieri, cu nebunii, cu chestii trestii, da, mă, ăla e, și știi ce? Sunt atât de încrezător în el încât îl fac capitan. Bum, bum, bum. Capitanul Tavernier acolo. Forță, bro. Dic ce tare. Chiar îmi place transferul ăsta. Super. Bun. Ăla-i. Eu care am zis că 3 transferuri voi face maxim, uite că am făcut 4, că na, ne-am trist acolo cu oferta aia pentru Pereira, care na, a trebuit să accept că era Freiburg totuși. Wow, uite-l ăsta, bă, cât e. Ce înalt și așa, nu știu, Vestergaard, Yannick Vestergaard, da, 3 milioane jumate, faza este că el era un CB, hai să zic varză, să nu mă ascund, și da, rămânem cu Soutar ăsta care, Doamne ferește, cred că sunt eu mai rapid ca el și eu nu sunt recunoscut pentru viteza mea, dar, poate să caut un câb. Oricum mă bucur că l-am văzut pe Vestergaard, nu era bun de mai nimic. Și da. Hai să vedem totuși. Ceva CB. Am într-adevăr încă mai am ceva bani în buget. Dar nu fac transferul de astea răsunătoare. Mi-aș cumpăra așa tot ceva ciudățenie, tot ceva jucători de ăsta, fie bun, fie nu-i bun. Ba, nu știu, ceva ieftin acolo așa de rezervă. Dar oare pe cine? Ok, o să ziceți că-s nebun și poate că sunt, nu știu de ce am făcut acest transfer de aia și am stat și am zis, bă, parcă l-aș vedea în stare și pe jucător, dar mai ales pe club, să, bă, să se înțeleagă și chiar să-l transfere și în realitate. Mai ales că mi l-au dat foarte ieftin. Este Eric Dier de la Spurs, 9 milioane de euro. Băi, mie mi s-a părut ieftin gen, nu-i el un jucător incredibil, wow. Dar totuși, dacă stai așa să judeci, e un jucător de Premier League, care totuși, ei, țin minte pe Dier când era Mourinho antrenor acolo și era chiar un jucător foarte solid și la propriu și la figurat. Dar da, mai ales că este oricum peste omul nostru Soutar și chiar l-aș putea pune titular. În întrebare este în locul cui? În locul lui Cody, că totuși are 30 de ani, dar și ăsta meu 29, Dier, mare, foarte tânăr, mare diferență între ei, dar da, cred că în locul lui Cody. Cody care totuși cred că este Cody de la Wolverhampton, așa-i? Țin minte pe jucătorul ăsta, câte cărieri în modul am făcut eu cu Wolverhampton, Doamne feri. Dar da, ia uite, de ce nu? Chiar mișto transferul ăsta. Ok, eu sunt happy. Și oare l-am scăzut de aici? Nu. Minus 9 bețe, 10 milioane. Și așa este și mișto, că terminăm și cu un profit, să ne imaginăm așa, acest prim sezon aici la Leicester. Bine, odată ce-l terminăm, desigur că încă uite, suntem în perioada de transferuri. 10 milioane de euro, profit, să zic așa, pe final de transfer. Știi, bă, am făcut 4, 5... transferuri și uite la final trag așa o linie și zic ei, boss, ia uite, 10 milioane pe profit și am făcut stai așa că vă zic fix decât să greșesc, că na, trece timpul mai ales eu aici, nu vă dați seama voi în video, dar na, că mai stop, mai un scout, mai una, mai alta, deci avem 1, 2, 3, 4 4 transferuri, și cu Cook 5 transferuri, boss, bine, unul a fost schimb 5 transferuri, boss. Și uite, ți-am lăsat 10 milioane profit la finalul acestui sezon.
A, ce frumos! Într-adevăr, de-aia am și steluța acolo în stânga sus. Dar da, am o începe greu și acum începe de fapt stres. Cristiansen, no! Bro, am-o pe final și e Lazio. Of, ok, intrăm la negocieri, n-am ce-i face, aș fi vrut să-l păstrez pe ăsta, dar e Lazio, clar, o echipă mult peste noi. Și stai liniștit că nu-l dau ieftin. Huge gap between. Bă, sincer, merită 18 milioane. Deci, chiar 15, să zic, m-aș fi înțeles acolo după negocieri, dar de 15 milioane aș fi ținut de preț. Deci, na, am intrat în negocieri, dar n-a fost să fie spre fericirea mea. Yes! Bun, acum, desigur, eu mă pun imediat aici la Squad Hub, să pun la development jucătorii și să vedem cum ne descurcăm, cum va fi Leicester la finalul acestui sezon. Ce ziceți? Reușim să promovăm? Pom, pom, pom! Hai că mergem bine înainte. Îmi place career mode-ul ăsta, chiar m-a captat să așa mai atent față de alte career mode-uri. Mă uit tot timpul și la mesaje, ce se întâmplă, ce și cum. Într-adevăr, am stat acolo cea cu Justin și tot vin oferte pe Justin. Mie că ceva s-a întâmplat acolo cu el, că vrea să plece sau ceva. Da, bine, la fel pot să zic și de Benacho, la care n-a atrage atenția multor cluburi puternice din Europa. E și logic, e un jucător chiar foarte bun. Haideți că mai simulăm așa puțin el. Eu știu, poate mai evoluează cea jucător. Bun, bă, leu, ce e aici, frate? Dar desigur nu o să intrăm aici în transfer și alte chestii, asta lăsăm pe perioada de vară. Dar hai să vedem. Cred că înainte să simulăm sezonul, v-am zis, oare ce credeți? Pe ce poziție termină Leicester în campionat? Haideți să vedem cine a avut dreptate. Câți dintre voi ați avut dreptate? În 3, în 2 și în 1. Primul loc! Ho, ho, dar nu doar primul loc, ci 114 puncte. Doar două meciuri am pierdut, 9 egaluri, 35 de victorii. Wow! Deci Leicester City va promova înapoi în Premier League împreună cu cei de la Norwich. Uite, 88 de puncte. Leeds, Southampton, Middlesbrough și Millwall vor fi patru echipe care se vor lupta așa la baraj pentru a promova. Păcate, uite, de Stoke foarte aproape au fost și ei să promoveze. Wow, de când a mai fost Stoke în Premier League, Doamne. Ia și Swansea, Watford, frate, câți ani a stat Watford prin Premier League și acum ia uite-te la ei. Echipele care vor retrograda, Plymouth Argyle, Rotherham, da? Și respectiv Sunderland, da, mă, o altă echipă care practic a rămas așa în istorie, necunoscut pentru unii chiar. Nu știu câți dintre voi mai știți această echipă, Sunderland, cât de bine a jucat o perioadă, era o echipă solidă așa. Bine, mai se chinuiau eu câteodată să nu retrogradeze, dar reușeau și rămâneau în Premier League. Dar acum, că să fă, n-ai că să fă. Chiar, hai să ne uităm, era să uit. Player stats, golgeter în ligă este Daka cu 26 de goluri. Wow! Wesley așa, Dembele, Sergeant Yates... Tavernier, du-te bă de aici, râbul nostru, ia uite-l, 15 goluri pentru Tavernier, cele mai multe asisturi, chiar avem doi jucători, din nou Tavernier și Dewsbury Hall sunt jucătorii cu ei, uite, cele mai multe asisturi, acolo mai jos este și Connor Cody, KB, bro, Schmeichel, cel mai bun portar din ligă, uitați-vă aici, 17 meciuri fără gol primit, ce revenire pentru Schmeichel aici la Leicester, bro, cât e de epic, ia uite-l aici pe Schmeichel, player for the history books, din păcate a involuat 2 puncte, dar totuși e un incredibil portar ăsta la 37 de ani, 79 overall. Ia uite-l aici pe camaradul său de la națională, Iversen, care n-a jucat niciun meci, dar i-a evoluat un punct. Bravo! Ăsta l-am împrumutat la Celtic, chiar nu știu dacă a jucat, n-a jucat, dar ei, e un plus 2 acolo în overall, deci da, e ok.
Thomas, nimic, doar un plus 1. Christiansen, ho-ho, plus 4, 76, overall, bravo, bro, bravo, bravo. Cody, ia uite, și el a evoluat un plus 1. Dyer a evoluat un plus 1. Băiatul ăsta un plus 1. Faes, plus 3, 79, overall. Ho-ho, ce nevoluție, bro. Nelson, dar un plus așa. Tavernier, doamne, imediat ne vom uita la statistici mai în detaliat aici pe echipă, dar goluri, asisturi, de toate, bro, și doar un plus 1. Na, 32 de ani, dar totuși, ce jucător, bro. Justin, am avut dreptate, prea de multe ori am văzut numele acolo, a dat a submit a transfer request și, din păcate, va trebui să îl vindem. Dar, cel puțin a evoluat, 79 overall, a jucat 24 de meciuri, deci... cel mai așa caz, asta este, zicem, măcar vom obține niște bănuți pe el. Wings a evoluat și el un plus 1, 75 overall, în Didi și el doar un plus 1, mă aștept mai mult din partea lui. Ia uite aici, surpriză, Lewis Cook, evoluție de plus 2, 76 overall. Forță, Dewsbury Hall, într-adevăr a jucat foarte bine, multe asisturi din partea lui și o evoluție de plus 3, ia uite, 80 overall pentru acest jucător. Surmare, într-adevăr ăștia doi au fost titulari, este și logică titulari se vleze foarte bine, deci Cook, bravo, de pe postura de rezervă de pe bancă a evoluat chiar bine. Surmane, ia uite, un plus 3, 78 overall, ăsta am promutat la polonez, ce kit frumos, hello, s-ar putea să-l cumpăr în Ultimate Team, damn, ce fain e. O evoluție de plus 3, ia uite, 66, foarte bine, mă bucur că l-am promutat pe două sezoane, deci va mai sta acolo încă un sezon, eu rămân mult noroc să continue să evolueze tot la fel de bine. Vedem aici pe Damsgaard, adus cu mulți bani, cel mai scump transfer al nostru în acest sezon. Foarte bine și el, un plus 3, uite, 79 overall. McCutter l-am împrumutat aici la Genoa, n-a fost o idee bună, asta este. Jamie Vardy se retrage la finalul acestui sezon, îi urăm mult noroc în viață și, hei, chiar... totodată cred că îi vom oferi cea contract așa să vină înapoi la echipă, l-aș vedea acolo ca și antrenor, gen de fitness, de ceva, știi, de atacanți, ceva antrenor, coach, nu general manager, deci nu să preia echipa de asta, știi, de acolo ca un antrenor de jucător, știi, cum să fugă, cum să șuteze, chestii de genul acesta, îl văd așa cu energizant în mână, cu o țigară în gură, cum fur la acolo, hey, mate! Run, știi, bine, cu niște înjurături de rigoare. Ai ce haios ar fi. Da, Ivneacio, ia uite aici, foarte decent, doar un plus 1.77, cred că evoluează și mai bine, asta mă rog ca sigur. Has the something special, dar, na. Mavidi, foarte bine, evoluează, ia uite aici, plus 2, 78, overall, nice. Daka, cred că unul dintre cei mai buni jucători noștri, cred, vom vedea imediat, evoluează de plus 3, 78, overall. Cannon, foarte bine, evoluat aici la Braga, l-am împrumutat prin... iarnă, dar eram încă la începutul sezonului, a venit ofertă la Braga, am dat acolo pe short, au acceptat și țac, pac, ia uite ce frumos ne-am descurcat. Și acest jucător care, na, atât a fost împrumutat direct din starter la belgeni, doar un plus 2. Dar, cum ziceam, hai să vedem, statisticilor, să vedem cu adevărat, da, într-adevăr am avut dreptate, Daka este cel mai important jucător al nostru, 29 de goluri, urmat de Tavernier 17, Dewsbury Hall 12 goluri, Mavidi 12, Nacho 9, Damsgaard 7, Christensen 3. La asisturi, inegalabil Tavernier din nou aici, cu 15 asisturi împreună cu Dewsbury Hall 14, Cody nu știu cum a reușit din postura de CB să dea 8 asisturi, Surmane, ia uite-l, 6, Nacho, 4, Cook, 4, 39 de meciuri, a jucat, cred că de multe ori așa din postura de rezervă, foarte, foarte bine, bravo, bro. Hai să vedem aici la bănuți, care este cel mai scump jucător al nostru? Ce mai scump jucătorul nostru este Damsgaard, uite, cotat la 24 de milioane, suntem pe profit, 60%, ia uite, evoluție pe cotă, nice, Dewsbury Hall, 23 de milioane, Ndidi doar 20, come on, ăsta merită 30-40 de milioane, easy peasy. Dar chiar mă, totuși ce mult a evoluat omul ăsta, știu că la un timp era foarte huge și așa cu hype și toate cele, erau dorit de destule echipe din primă ligă, nebunie. Și pe parcă, ia uite, nimeni nu l-a transferat, nu s-a întâmplat nimic și, ei, parcă și involat, doar 80 overall, doamne. Eu îl văd ca și un jucător mult mai important, dar na.
Ok, dacă o evoluție, uite acolo pe transfer, de 112% și îmi place că ești de un nați de asta nebună, uite Zambia, frate, ce tare! Îmi place și când văd jucătorii ăștia de nați de astea mai neauzite, știi? Foarte tare, bravo, Daka, chiar super! Ia uite, Faie 16, ăsta 16, mă vidi 15, Cristian sunt aproape 15 și Taverne 12, uite la aici și pe Didier, pe la vreo 12, 11 jumate, super, super fain, dar acum o să urmeze durerea și greul pentru că promovăm în Premier League. Oarecum ne vom descurca în Premier League și sper să nu retrogradez din nou, dar este o șansă, dar Doamne feri. Totul depinde, știi, și ce oferte ne vin de la alte cluburi pe jucătorii noștri, pentru că vom fi nevoiți cumva să intrăm în negocieri și să vindem din ei, pentru că, na, așa ar fi real, nu? Dar, da, cam aici se termină acest episod. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod și vă invit mâine la următorul episod, chiar aici pe acest channel. Dar subscribe dacă sunteți noi pe acest channel, vă zic bine ați venit în comunitate și desigur, hei, încă este timp să dai click pe acel buton de like, e gratis, e chiar acolo, te rog frumos, doar secundă și mai făcut, mai fericit, mersi frumos, numai bine, pa, pa!